În seara aceasta vom continua serialul pe care l-am început, cele 10 porunci pentru familia de astăzi. În introducerea mea aș vrea să vă spun câteva lucruri care cred că sunt foarte importante. Creștinismul nostru cunoaște două moduri de a gândi fundamental diferite și opuse unul celuilalt. Există cea mai mare parte a creștinismului de astăzi care crede într-o teologie a înlocuirii. Dumnezeu a luat harul de la Israel, la care a venit Domnul Iisus Hristos și l-a dat bisericii. Și biserica este noul Israel. Din teologia aceasta se naște mult antisemitism și probabil o să avem un serial în care o să discutăm părerile acestea două, pentru că ele produc victime foarte mari. A doua teologie este teologia restaurării. Dumnezeu va restaura Israelul în ultimele zile și Domnul Iisus Hristos va veni la Ierusalim și sfârșitul tuturor lucrurilor se va petrece prin această restaurare a lui Israel în ultimele zile. Pentru că noi suntem influențați foarte mult de primul mod de a gândi, de această teologie a înlocuirii, nu credem că Vechiul Testament este prea important. Am cunoscut niște păstori americani care erau foarte șocați, veniți în România, de ce noi predicăm din Vechiul Testament. Și, într-un fel, aveau dreptate, pentru că foarte multe predici ale noastre erau inspirate din Vechiul Testament. Și el ne spunea foarte clar, noi, la noi în biserică nu se predică din Vechiul Testament, aproape că nu îl citim noi, Noul Testament este al nostru, Vechiul Testament nu are mare importanță. Este așa, simbolic, mai învățăm câte o lecție, dar Noul Testament este important. Cu asemenea gândire, aproape că ne punem întrebare, ce caută 10 porunci, Domnul? Ce studiem noi cele 10 porunci? Pentru că Domnul ne-a spus că este una singură, nu sau două, eventual. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău și totul este ok. Noi nu credem în lege. Astea fac parte din lege. Noi credem în har. Nu? Noi suntem acum în noul Israel, nu avem nimic de a face cu cele 10 porunci. Să știți că modul ăsta de a gândi este extrem de periculos și este nebiblic. Noi trebuie să ne întoarcem la bazele pe care Dumnezeu le-a pus de-a lungul istoriei și una dintre temeliile puternice ale credinței noastre este Vechiul Testament și cele 10 porunci. Mă bucur și eu la rândul meu că am început un asemenea serial și cred că el ne va deschide noi perspective de a înțelege și a practica credința noastră. În seara aceasta am intitulat predica Ferește-te de falsuri, ferește-te de lucruri falsuri. O familie sănătoasă se ferește de tot ce este fals, de tot ce este fals. Haideți să mai citim încă o dată versetele care vorbesc despre cea de-a doua poruncă. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Haideți să discutăm puțin porunca aceasta a doua pe care Dumnezeu a dat-o. Porunca a doua. Ținta acestei porunci este o tendință general umană de a ne lua problema binelui și a răului în propriile noastre mâini. Vrem să fim proprii noștri Dumnezei. Vrem să stabilim noi regulile. Este de fapt o reiterare a poruncii din Eden, să nu mănânci din pomul cunoașterii binelui și răului. În ziua în care vei mânca, vei muri. Bucură-te, vrea să spună Dumnezeu, de toată creația mea, mănâncă din toți pomii din grădină la alegerea ta. Dar lasă-mi mie dreptul acesta să stabilesc și să fiu ultima autoritate morală. Eu să stabilesc ce este bine și ce este rău.
Lasă-mi mie dreptul ăsta, nu mi-l uzurpa. Ei, tocmai asta a vrut șarpele și în final a reușit, pentru că Eva a încercat să fie ca și Dumnezeu. Observați că Dumnezeu, înainte să interzică ceva, dă o permisiune. Bucură-te de toată creația mea, mănâncă din toți pomii din grădină, mănâncă din tot ce vezi, este al tău, bucură-te de creație. Dar lasă mie dreptul ăsta să stabilesc ce este bine și ce este rău. Lasă pomul cunoașterii binelui și a răului pentru mine, spune Dumnezeu, nu te atinge de asta. Eva a încercat să fie ca Dumnezeu, pentru că asta i-a promis șarpele. Dacă o să mănânci, o să fii ca El, ca și Dumnezeu. O să stabilești tu ce este bine și ce este rău. Tu o să stabilești regulile din momentul acela. Nu o să le mai stabilească Dumnezeu. Dumnezeu spune Sfânta Scriptură că este gelos. Nu acceptă substituții. Nu vrea să fie înlocuit. Este un Dumnezeu gelos care vrea închinarea numai pentru El. Și nu pentru că El este, eu știu, egoist și vrea numai pentru sine închinarea. Nu, ci o face pentru binele nostru. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa să ne închinăm idolilor, ne-ar abandona deziluziilor și dezamăgirilor. În Deuteronom, capitolul 4, versetul 15 până la 19, veți găsi niște idei extraordinare. Iată numai două fraze care însumează ideile generale. Vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau înfățișare a vreunui idol, spune Dumnezeu. Haideți să vedem ce sunt idolii, domnule. Ce sunt idolii? Și așa cum spunea și Răzvan, este contemporană ideea asta? Mai există idol și astăzi sau nu sunt? Dacă ne-am pune întrebarea ce este un idol, la întrebarea asta poate să răspundă istoria, poate să răspundă arheologia. Orice civilizație umană a lăsat îngropat, odată cu moartea ei, cu dispariția ei, zeii și zeițele la care s-au închinat. Toate muzeele lumii sunt pline de zei umanității. Dacă vorbim despre o civilizație, ea este reprezentată astăzi în muzee prin zei la care se închina civilizația respectivă, obiectele la care se închina această civilizație. În Cartea Sfântă a lui Dumnezeu există 613 porunci de interdicție. Dumnezeu interzice și sunt 613 porunci în Tora. 50 din aceste porunci se referă la închinarea la idoli. 50 din ele. Comparativ, nicio altă problemă nu este atât de gravă, atât de subliniată în interdicțiile lui Dumnezeu ca și problema idolilor. Evreiește, idol înseamnă pesel, care înseamnă imagine gravată, sculptată, ceva făcut de mâna omului, turnat, mă rog, o sculptură făcută de mâna omului. Practic, un idol este un obiect care îți ia focusul de la Dumnezeul cel nevăzut și ți-l fixează asupra ceva care se vede, care se poate pipăi. Idolul acela, obiectul acela, ia locul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mai este pe primul loc în viața ta, ci obiectul respectiv. Analizați toți idolii civilizațiilor, se pare că toți idolii se împart în trei categorii, trei feluri de idoli, trei categorii de idoli. În primul rând, și dau trei exemple din Sfânta Scriptură pe care noi le cunoaștem foarte bine, sunt idolii Bali, nu? Care erau, de fapt, idolii care preamăreau și divinizau sexul, Dumnezeul sexului. Bali, care propovăduiau libertatea aceasta de a trăi în desmăți, vorbeau despre prosperitate, despre
înmulțirea turmelor și așa mai departe. Al doilea soi de idol era Mamona, reprezentant de Mamona, Dumnezeul banilor, Dumnezeul averilor, a bogățiilor. Și apoi al treilea soi de idol era cel reprezentat de Moloch, Dumnezeul violenței sau a puterii. Interesant că aceste trei categorii de idoli reflectă dorințele omului. Dorințele omului, sex fără restricții, egoism, avuție, bogăție, violență, putere, violență. Acești idoli reflectă aceste trăsături, dacă vreți, ale ființei noastre umane corupte de păcat. Astăzi, omul nu se mai închină acestor obiecte, ci ne închinăm ideilor. Ne închinăm ideilor. Ideilor de senzualitate, de lăcomie, de violență. Televiziunea de astăzi, dacă deschizi televizorul, îți prezintă non-stop acești trei feluri de idoli. Orice film preamărește libertatea unui sex fără restricții, atacă familia, atacă regulile stabilite de Dumnezeu, adulterul este la orice pas, nici nu se mai consideră un film, mă rog, cu trecere dacă nu arată niște scene picante. Iertați-mă, până și filmele care noi le vedem, filme creștine, trebuie să le cenzurăm. Să nu dăm peste vreo scenă picantă pe care până și regizorii creștini le amestecă în subiectele lor pentru ca să aibă filmul acela succes. Actrițele de la Hollywood aproape că iau premii pentru piele întreținute decât pentru hainele pe care și-o acoperă. Nu? Tendința aceasta este foarte bine zugrăvită de televiziunea de astăzi. Lăcomia, dorința de bani, de avere, de prosperitate este proslăvită la orice pas. Să nu mai vorbesc dorința de putere de la politicienii care vor să ne slujească, nu? Până la cei care promovează violența și războaiele de astăzi. Zeii acestea sunt foarte prezenți în societatea în care noi trăim. E bine, într-o asemenea lume dominată de acești trei feluri de idoli, este foarte greu să crești copiii. Este foarte greu să ai o familie sănătoasă. Pentru că ori idolul sexului, ori idolul lăcomiei de avere, ori idolul dorinței de putere, corup tânăra noastră generație. Și părinții fac față foarte greu la promovarea acestor idoli prin televiziunea și media de astăzi. Dar haideți să vedem ce fac, domnule, idolii ăștia cu omul. În primul rând, idolii o să te dezamăgească. În Ieremia, capitolul 10, versetele 14 la 15, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: atunci se arată omul cât este de prost cu știința lui și orice argintar rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei, sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare și vor pieri cum când va veni pedeapsa lui Dumnezeu. Idolii întotdeauna promit mai mult decât pot să ofere. Din fața unui idol te vei întoarce întotdeauna cu pumnii goi, cu sacul gol. La pomul ăsta lăudat trebuie să te duci cu sacul spart, cum zicea proverbul românesc. Idolii te dezamăgesc. Niciodată promisiunea lor nu este satisfăcută și niciodată nu se țin de promisiune. Apoi, idolii te domină. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 2. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei mulți, după cum erați călăuziți, erați duși, vă călăuzea Duhul cel rău la idolii la care vă duceați. Idolul va începe să te controleze. Se numește adicție astăzi, nu? Dependență, codependență.
Ești robul idolului respectiv. Dar tu poți renunța la idolul ăsta oricând. Dar nu mai spune, dar de ce n-ai făcut-o până acum, dacă poți așa repede renunța la el, nu? Dar te duci ca boul la tăiere, cum zice Sfânta Scriptură, nu? Este suficient să vezi o reclamă că cauți birtul ăla care vinde băutura aia, de care tu te poți lăsa oricând, dar nu mai spune. Idolul ăsta te domină, idolul ăsta te controlează. Idolul te va duce în rătăcire, să-ți pierzi perspectiva vieții, să-ți pierzi valorile, convingerile, religia ta, morala ta, bunul simț, personalitatea ta. Psihologia zice că asta este codependență. Biblia spune păcat. Și mai corect, Biblia o numește idolatrie. Te închini la un idol și te controlează, te domină. Apoi idolii te deformează, te dezamăgesc, te domină și te deformează. În Psalmul 115, versetele 4 la 8, spun așa: Idolilor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu aud, au nas, dar nu miros, au mâini, dar nu pipăie, au picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor, ca ei sunt cei ce îi fac, toți cei ce se încred în ei. Noi spunem, noi controlăm pe idolii noștri, îi punem unde vrem, ei te controlează pe tine, te domină și te deformează, vei ajunge la fel ca ei. Îți deformează ce unicitate prin care te-a făcut Dumnezeu. Pentru că ești unic în tot universul. N-a fost, nu este și nu va mai fi nimeni la fel cum ești tu. E bine, această unicitate a ta se-o atacă idolul la care tu te închini. Tânărul bogat care a venit la Domnul Iisus părea un copil foarte pocăit și de treabă. Împlinise toate poruncile din tinerețea lui. Și Domnul spune: îți mai lipsește un lucru. Tu ai o problemă, tu ai un idol. Vrei viața veșnică? Renunță la el. Dă-l. Vinde tot ce ai, dă-l la săra și vină și urmează-mă. Spune Sfânta Scriptură că a plecat trist. Pentru că nu putea renunța la idolul lui. Și idolul era banul, era mamona. Tânărul acesta era deja deformat de idolul său. Era modelat după chipul și asemănarea idolului lui. Domnul i-a cerut renunță și n-a putut să renunțe. Seara asta, dacă te-aș întreba, este ceva la care ar trebui să renunți? Și știi bine că este ceva la care ar trebui să renunți. Poți să renunți? Vrei să renunți de dragul Domnului? De dragul vieții veșnice? Sau te vei duce trist, cum ai plecat trist și alte serii de la biserică? Întotdeauna când întorci spatele lui Dumnezeu, te duci în tristețea care te însoțește. Familiile care se distrug astăzi sunt distruse de idolii care au pătruns în casa aceea. A pătruns în casa aceea idolul sexului fără restricție. Ea are viața lui, el are viața lui. Fiecare cu viața lui, fiecare cu amanții lui. Merge un timp, nu? După care idolii ăștia distrug căminul ăla complet. Gândiți-vă la mamona care distruge alte familii. Dragostea de bani, de averi. Gândiți-vă la putere. Nu? El e senator. Merge la Washington, lasă familia cine știe pe unde, vine să o vadă o dată pe an. Oamenii își sacrifică familiile, copiii de dragul idolilor lor. Idolii distrug familiile. Ce să mai spun, adicțiile acestea care cuprind, din păcate, oamenii încă din tinerețe.
Am cunoscut o familie recent care mi-a spus un lucru extraordinar și mi-a intrat așa la inimă. Spunea, zice, mă duc în fiecare weekend cu copiii undeva, dacă nu mă duc la pescuit, mă duc la vânătoare, ieșim în natură. Și-au cumpărat pământ în Alaska, se duc în Alaska să fie împreună. Pentru că zicea bărbatul ăsta, dacă voi reuși până la 20 de ani să nu-i scap pe droguri, pe băutură și pe alte prostii, după 20 de ani e mai puțină șansă că-s mai maturi și gândesc mai bine. Mi s-a părut foarte inteligent. Îi ferea de idoli pe acești copii. Un tată preocupat de familia lui. Adicțiile sunt răspunsuri de scurtă durată la probleme de lungă durată, spunea cineva. Bem să uităm necazul ăsta care a dat peste noi. Hai să mai punem o întrebare. De ce ne închinăm noi idolilor oare? De ce este tendința asta la noi? Pentru că, numărul unu, încercăm să limităm pe Dumnezeu în spațiu. Dacă îl pui pe Dumnezeu într-o statuie, nu? Sau într-o icoană, sau într-o baxă cu moaștele unui sfânt, nu? Îl limitez într-un spațiu, e acolo, domnule, mergem la el, mergem să-l vizităm, nu? Lucian Blaga, filozoful român, a spus că românul l-a încuiat pe Dumnezeu în biserică, ca să facă ce vrea el în restul timpului, nu? Și odată pe săptămână se duce în vizită la el, să-l vadă, nu? Și îl vede, e acolo, pe icoană, în altar. Îi se închină, face cruce înaintea lui, dar acest Hristos este prizonier în biserică, este încuiat în biserică, Domnului. Acolo e locul lui. L-am vrea localizat undeva. Dacă nu, atunci ne vede oriunde. Ne vede când n-am vrea să ne vadă. Iese Dumnezeu și la bar, la night club, iese Dumnezeu la clubul colectiv din București? Probabil că El vede tot. Ar fi grozav să-L putem închide undeva, nu? Să nu poate vedea tot, să nu fie peste tot, Domnule. Să-L închidem în biserica noastră istorică, ortodoxă, catolică și așa mai departe. Este această dorință noastră să legăm undeva pe Dumnezeu în spațiu, să limităm într-un anumit areal. Acolo, astea sunt sfinte, ăsta e locul lui, restul să ne lase nouă, Domnule. Îl încuiem pe Dumnezeu în duminică, nu? Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă e a noastră. Are și el ziua lui, să-și o țină și mergem să-l vizităm. Îl vizităm la Biserica Pentecostală, vizităm la Biserica Catolică. Uitați-vă ce se întâmplă cu noi. Este dorința aceasta să limităm pe Dumnezeu undeva într-un spațiu. Numai aici Dumnezeu. De aceea se închină oamenii la idoli. De aceea vor idoli. Pentru că îl limitează, încearcă să limiteze pe Dumnezeu în spațiu. Vor să-L pun într-un anumit loc. Apoi încercăm să reducem puterea lui Dumnezeu. Să reducem puterea lui Dumnezeu. O statuie, un tablou, o icoană, o clădire, este mai puțin amenințătoare. Nu poate face nimic, nu-i așa? Ce poate să-ți facă o statuie? Recent, se pare că și statuile pot să facă rău. O statuie uriașă a unui Buddha, sau nu știu dacă era așa, a căzut peste bieții oameni care se închinau înaintea ei. Un elefant așa uriaș, s-a făcut damage destul de serios. A picat peste închinătorii. Dar o statuie nu poate să facă nimic, nu? Ce ne poate face o statuie? Se pare că ateul acesta francez, faimos, Voltaire a zis că omul, Dumnezeu a creat om după chipul și asemănarea lui și omul i-a reîntors favoarea. Nu? Noi am creat pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Așa este?
Ăsta este idolul. Când creăm, îl creăm pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Am făcut reversul, am creat un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. N-ați auzit? Concepția mea despre Dumnezeu este, dar nu mai spune. Cine ți-a dat, domnule, autoritatea asta? Așa, să ai tu o concepție a ta despre Dumnezeu. Nu mai spune. Eu sunt speriat de asemenea afirmații. Pentru că, în ultima instanță, nu spunem decât ce am creat noi. Vorbim despre Dumnezeu pe care l-am creat noi. Cu ani în urmă, cineva a venit la mine și mi-a spus, mă, Petrică, nici Dumnezeu nu mă mai poate ajuta acum. Era într-o situație foarte gravă, cu familia. Și acum el s-a așteptat de la mine să spovăruie adevărat, Dumnezeu mare, puternic, te pa. I-am zis, mă, să știi că ai dreptate, așa e. Nici Dumnezeu nu te mai poate ajuta. Și cum vorbești așa? Deci tot el se enervează pe mine. Cum vorbești așa? Nu? Pentru că e adevărat, Dumnezeul tău nu te poate ajuta. Te un Dumnezeu foarte mic, mă băiatule. Ai făcut o baxă așa mică, după chipul și asemănarea ta, și ți-ai făcut un Dumnezeu care a încăput în baxa ta. Un asemenea Dumnezeu nu te poate ajuta absolut deloc. Când noi ne creăm un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, Dumnezeul acela trebuie să fie neputincios. Nu? Să asculte de noi. Cineva a spus că el vrea Dumnezeu așa de 2 dolari. Nu, nu mai mult. Suficient, nu? Să știm că ne ajută din când în când, dar nu prea mare să se amestece în treburile noastre. Nu? Să ne lase pe noi în pace. De aceea e așa la modă astăzi New Age. Nu? Înainte de New Age, era altă teorie în America, erau deiștii, deismul american. Părinții ăștia care au fondat America nu prea erau creștini, erau deiști. Credeau că există Dumnezeu, dar era departe de tot. Undeva în străfundul universului, a făcut universul și a lăsat să meargă natura de la sine și evoluția și așa mai departe. From the distance, nu? He's watching us from the distance. Frumoasă melodia asta, dar teribilă teologic, este groaznică teologic. Nu ascultați. He's watching us from the distance. Dumnezeu ne urmărește de la distanță. Oare ce mai fac ăștia? Nu se amestecă în treburile noastre? Ne lasă să facem ce vrem noi? Nu. În al treilea rând, ne închinem la idol pentru că încercăm să-L controlăm noi pe Dumnezeu, să facă El ce vrem noi, nu să facem noi ce vrea El. Un idol poate fi manipulat, stă acolo unde îl pui. Un zeu ascultă de noi, nu-i așa? Este un episod în Vechiul Testament când un ficior de credincioși a pus mâna pe topor și a tăiat un zeu în bucăți. Nu? Știți cu ce s-a apărat? Păi dacă e Dumnezeu, să se apere singur, nu? Să se apere singur dacă e Dumnezeu. Nu? Deci voiau un Dumnezeu care stă pe raftul pe care îl pui. De aia oamenii aleargă la idolatrie, pentru că vrem să avem un Dumnezeu pe care să-L controlăm noi. Știți care este diferența între creștini și păgâni? Păgânul vrea ca Dumnezeu să facă voia sa, pe când creștinul vrea ca el să facă voia lui Dumnezeu. Este îngrozitor cât de mult păgânism este în credința noastră. Am vrea să-L manipulăm pe Dumnezeu cumva. Să facă right now, acum să mă vindece, acum să câștig la loto, acum să mă dea pe Mărie pe care vreau să o iau eu, acum să mă ajute, nu? Facă-se, Doamne, voia ta, dar Mărie să fie a mea, nu? Știți povestea, așa era, așa era formulată, nu? Asta este păgânism. Zice că la Crăciun, acum vine Crăciunul, un copil l-a furat pe Baby Jesus, era în fața casei,
acum Maria, Iosif, staulul cu Baby Jesus, l-a furat, de acolo l-a ascuns. Și maica s-a auzit, zice, dacă nu-mi dai o bicicletă mâine, nu o să mai vezi pe maica ta. Așa am vrea să facem noi cu Dumnezeu, să-i sucim mâna cumva, să punem mâna pe binecuvântare de la El. Și când punem, atunci umblăm peste tot să spunem cum am reușit noi. Wow! Eu sunt, am suspiciile mele, așa când vine câte unul de să mărturisească peste tot ce minune a făcut Domnul în viața lui. Tare mă tem că ăsta sărbătorește o victorie personală împotriva unui Dumnezeu atotputernic. Tare mă tem. Diferența între a fi creștin și păgân este simplă. Păgânul îl manipulează pe Dumnezeu și vrea să-l înduplece să facă voia lui. Creștinul vrea să-și pună viața în o rânduială cu voia lui Dumnezeu. Creștinul spune, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu, Tată. Dacă ar fi după mine, aș vrea să scap de paharul ăsta, spune Domnul Iisus. Este foarte amar să-l beau. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Asta înseamnă creștinism. Păgânism înseamnă să-l obligi, să-l controlezi pe Dumnezeu să facă voia ta. În seara aceasta vreau să amintesc doar întreagăt beneficiile închinării pe care o datorăm numai lui Dumnezeu. O închinare adusă numai lui Dumnezeu ne va aduce întotdeauna bucurie și plăcere. Ne va aduce bucurie și împlinire în viața noastră. În Psalmul 37, versetul 4, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce îți dorește inima. Observați? Primești ce îți dorește inima când Domnul este desfătarea ta. Când nu dore... Când te duci la Dumnezeu cu ce-ți dorește inima să-ți împlinească ce-ți dorește inima, nu? Și sacrifici desfătarea în Dumnezeu, desfătarea ta ar fi numai în ce-ți dorește inima, nu? Atunci nu primești nimica, nici nu te aude Domnul. Dar când Domnul îți este desfătarea ta, îți va da tot ceea ce-ți dorește inima. Când Dumnezeu este pe primul loc în viața ta, experimentezi împlinire. În al doilea rând, Dumnezeu te va izbăvi. În Ioan 8:36, dacă Fiul vă va face sloboz, veți fi sloboz cu adevărat, veți fi adevărat slobozi. Ce-ar fi să începem să trăim așa pentru o audiență de o singură persoană? Știți, noi trăim pentru restul lumii. Ne pasă foarte mult ce zice lumea din jurul nostru. Dacă ne-ar păsa ce spune Dumnezeu, nu ne-ar durea așa de mult ce zice lumea de noi. Pentru că Dumnezeu ne poate izbăvi, în primul rând, de trecut, de toate regretele noastre. Îți iartă toate păcatele tale. Ne izbăvește de prezent, de obiceiurile proaste în care suntem. Știți că păcatele sunt obiceiuri rele? Ne poate izbăvi în viitor de îngrijorări. Suntem îngrijorați. Oare ce o să se întâmple mâine? Ce se va întâmpla? Domnul te izbăvește de trecut, prezent și de viitor. N-ar trebui să ne îngrijorăm de aprobarea și acceptarea altora. Eu cunosc acum pe mulți dintre prietenii mei, colegi, păstori ca mine, trăiesc cu frica în spate, vor să placă tuturor, vor să facă placul tuturor și nu iese bine niciodată. E așa de greu să mulțumești o mulțime de oameni. Nu mai încerca să mulțumești lumea. Încearcă să-L mulțumești pe Domnul, că dacă Domnul este mulțumit cu tine, ce îți pasă ție de ăia la alți? Totdeauna o să fie cineva care are păreri proaste despre tine. Da, zămeară? Țin minte că odată cineva n-a mai știut ce să mai zică rău de mine, că epuizase toate lucrurile. Zice, bă, nu vezi cât ești urât.
Man, eu n-am știut că suntem la concurs de frumusețe aici. Eu n-am crezut că suntem la concurs de frumusețe aici. Va fi întotdeauna cineva care nu-i place de tine, nu? Ești urât, ești cine știe ce alte defecte mai ai, nu? Dar nu mai încerca să faci pe voia fiecăruia, pentru că nu o să iasă bine niciodată. Încearcă să faci pentru ceva pentru gloria lui Dumnezeu, pentru să-i placă lui Dumnezeu de tine. Și nu contează ceilalți. Apoi Dumnezeu va lucra la desăvârșirea noastră în final. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, spune Apostolul Pavel, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Vei deveni ca persoana pe care o iubești. Știi asta? Știți că de-a lungul anilor în căsătorie veți începe să semănați tot mai mult unul cu celălalt? Asta e. Asta dacă vă iubiți. Dacă nu, diferența o să fie tot mai mare. Când îl iubești pe Dumnezeu, vei începe să semeni tot mai mult cu El. Când îl iubești pe Hristos, vei începe să semeni tot mai mult cu Hristos. În concluzie, câteva lucruri o să le menționez pe rând. 2. Nu este ușor să zidești o familie bună într-o lume plină de idoli. Familia ta va fi asaltată de dimineață până seara de acești trei soiuri de idoli care există în lumea noastră. Idolul sexului, Baal, va bate la ușa ta, Mamona și Moloch. Acești trei tipuri de zei îți vor corupe familia și vor atenta la unitatea familiei tale. Nu este ușor. 2. Imaginea ta despre Dumnezeu va influența viața familiei tale. Nu poți să obții o imagine corectă despre Dumnezeu sculptând-o, pictând-o, ducându-te la mănăstire, la moște și așa mai departe. Citește Scriptura. Domnul Iisus a spus, vrei să-L cunoști pe Tatăl? Uită-te la mine. Pentru că dacă m-ai văzut pe mine, l-ai văzut pe Tatăl. Studiază viața lui Hristos. Zilele trecute am întâlnit o familie pe care o respect foarte mult, ne cunoaște din Chicago, și sora mi-a spus un lucru foarte interesant și mi-am zis că am să-l încerc și eu și vă recomand și dumneavoastră. Zice, mi-am cumpărat o Biblie din aceea cu litere roșii, toate cuvintele Domnului scrise cu litere roșii. Și am început să citesc numai ce a spus Domnul Iisus. Și am citit deja de vreo 3 ori tot Noul Testament, toate cuvintele care le-a spus Domnul Iisus. Și am început să văd lumea altfel. Am început să văd lumea altfel. Viața altfel. Dacă îl vom cunoaște pe Iisus, îl vom cunoaște pe Tata. O imagine falsă despre Dumnezeu va deveni idolul tău. Când vei formula părerea mea, concepția mea despre Dumnezeu este asta, aia va deveni idolul vieții tale. Știți unde să despart creștinii astăzi? Pentru că încep să aibă concepții diferite unul de altul despre Dumnezeu și le promovează. Și atunci Dumnezeul lui e mai grozav decât Dumnezeul tău. 4. Cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum este? Am spus deja ideea aceasta, privește la Iisus Hristos. Privește la Iisus. Imită-L pe Hristos. O carte care a fost citită de-a lungul secolilor, la fel de mult ca și Biblia aproape, a fost Imitatio Christi, imitarea lui Hristos. Imită-L pe Hristos. Nu pune doar retoric întrebarea, oare ce ar face Iisus acum, nu? What Jesus will do? Nu pune numai întrebarea asta așa ca să fie un decor pe o brățară sau pe un perete sau pe frigider. Ci în mod real puneți întrebarea în fața oricărei decizii. Ce ar face Iisus acum? Copiii tăi îl vor cunoaște pe Dumnezeul părinților lor. Știți asta? Din Vechiul Testament
citim foarte des că unii împărați l-au cunoscut pe Dumnezeul tatălui lor sau mamei lor și s-au purtat ca atare. 6. Ferește-te de orice lucru fals, închină-te doar Dumnezeului adevărat. Și ultima idee, Dumnezeu se va îndura de urmașii tăi până la al miilea neam, dacă îl vei iubi pe Domnul și vei respecta poruncile Lui. Nu știu ce moștenire o să lași copiilor, dar dacă lași asta, va fi cea mai grozavă moștenire posibilă. Vei lăsa binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru 1000 de generații. Slăviți să fie Domnul! Haideți să încheiem!